Bun, am vorbit foarte puțin și după aia o să discutăm. Am vorbit, Dane, și vreau părerea. Ce se întâmplă cu Djokovic, Dane? E și el la sfârșit de gradier. Da? Dar ce e cu el? Că mi se pare așa într-o cădere, mi se pare, nu știu, nu... Da, a început foarte bine campionatul, dar nu știu. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu el, cu toate că trebuie să recunoaște că e un jucător cu experiență, un jucător care eu cred că încă poate să mai joace un an, doi. Da, nu știu. Nu știu ce se întâmplă în interiorul echipei. Da, da, bun, dar ce crezi că e? Crezi că pare așa că, adică l-a scos din rit faptul că a fost ținut rezervă, nu se aștepta? L-a frustrat? Nu neapărat. Da. Eu cred că, într-adevăr, atât timp cât îl ține rezervă, nu-i convine și vrea să joace. Uh-huh. Acum eu ți-am mai spus, știi cum e, ca jucător străin, ca să poți să te impui, trebuie să te accepte și ceilalți. Și eu cred că s-a întâmplat ceva de nu-l mai acceptă ceilalți. Vestiarul, nu? Da. Nu? Dar e clar că e în scădere, nu? Cum vi se pare, băieți? Adică nu știu, și știi ce mi se pare, Dane? Scuza-mă, imediat. Și ce mi se pare? Nu mai e el în largul lui, nu știu, l-ai văzut? Da, da, adică nu, nu se mai simte el. Nu se mai simte el, nu mai are chef. Cred că nu mai are chef, plăcere de a juca. Plăcerea aia de a juca. Clar că e... S-a întâmplat ceva în vestiar acolo. S-a întâmplat ceva și e un jucător care... Poate facă diferența oricând. Poate o fi supărat că nu l-a băgat Gigi, poate a considerat că e nedreptățit. Sau poate e obosit. Da, hai să zicem, nu că, că nu l-a băgat, fiindcă până la urmă urmei când te bagă, tot trebuie să, depinde de caracterul tău pe care îl ai, dovedești că meriți să joci. Dar scăderea eu cred că nu i-a ajutat nici la antrenamente de ceilalți. Da? Asta crezi? E o ușoară rejecție a vestiarului? Da. Nu-l mai vă fericit. Poate să fie și din cauza metodului, datorită metodului lui Neubert. Uite, și Băluță suferă din cauza asta, pentru că Neubert știi cum face un efort extraordinar la antrenamente. Sunt antrenamentele foarte încărcate și poate că la început, fiind la început, a avut poftă de joc, acum poate are încărcătură musculatură și nu rezistă la metodele lui Neubert, pentru că e o problemă. Uite, ne uităm la Băluță. Spositatea. Da? Și să fie Băluță supraîncărcat sau să nu-i placă metodele, să nu-i placă, nu că nu-i place, nu, să nu rezistă, adică mai, să nu fie pe placul organismului lui, mai pe românește. Posibil să nu facă față organismului. Uh-huh. Și el e un jucător care nu aleargă foarte mult, stă foarte bine în teren, foarte inteligent. Da, și mie mi se pare la alibi, nu știu. Ceea ce am văzut la el și ce făcea la Cluj, nu mai același lucru, pentru că... Nu mai e Djokovic de la CFR. Djokovic, care avea doar mingea, juca, acum doar lateral, stânga-dreaptă și la siguranță. Joacă numai la siguranță. Nu mai văd una, două, diagonal. Și l-am văzut și la meciul cu CFR-ul, când a început de campionat. Adică prea mare diferența. De formă mă refer. Cum e Andrei? De ce e căderea asta? S-a simțit nedreptățit de Gigi că nu l-a mai băgat? Că el juca bine. El a pierdut practic locul de titular când juca ok. Adică nu e ca și cum nu juca. E adevărat, după aia când a început să joace din postura de rezerve, n-a mai fost același Djokovic. Djokovic când juca la CFR era titular indiscutabil și, cum se spune lui Djokovic, nu prea puteai să-i sufli în ciorbă. Țin minte un episod cu Dan Petrescu când... Cred că l-a înjurat Dan Petrescu și atunci a avut o reacție extrem de dură la adresa lui. Aici nu cred că este cazul la FCSB, doar că probabil că nu e pregătit, n-a fost pregătit mental să vină la FCSB, un loc unde se întâmplă anumite chestii. E posibil să fie asta. Noi nici nu știm ce se întâmplă dincolo de stadion cu starea lui, pur și simplu. Da, da. Ce activități are în București, ce face în perioada asta. Ceea ce putem să vedem însă este că, avându-l pe Djokovic în teren aseară contra celor de la Hermannstadt, raportul ocazilor în prima repriză a fost 6-2 pentru Hermannstadt. Și când a fost scos Djokovic și șut. Când a fost scos... Bun, șut poate să prindă o zi mai slab, așa te rog. În a doua repriză, raportul ocazilor a fost 3-3, condițiile în care FCSB a jucat jumătate de oră în... Când a intrat Ovidiu Popescu. Deci, poate că în mintea lui a venit cu acest statut de titular indiscutabil,
La FCSB nu are acest statut decât Daua. N-am pus sesizat să aibă jucători acest statut. Așa. Ce, mă auzi? Ce râde șmecherește într-un colț în Dănuț. M-ai înțeles? Iar Vivi la fel așa. Ar zice ceva, dar... Și companiu? Asta ne era dor de companiu acum. Păi de companiu, ce? Săracul companiu, dacă nu dă gol în prima repriză, nu mai prinde repriza a doua. Nu mai marcase de 45 de zile. Bă, totuși nu l-a scos. Pasă înainte, că putea să-l scoată la portul.